ziua și bun venit la standul Israelului. Ne bucurăm să vă avem alături de noi la evenimentul din această seară dedicat romanului Uimitoarea istoria lui Șabataie Mesia, scris de domnul Andrei Cornea. Alături de domnul Cornea participă și doamna Ioana Proculescu și domnul Răzvan Buncu. Ne bucurăm că vă avem alături de noi. Am să dau cuvântul domnului Andrei Cornea pentru început. Mulțumesc, dar poate că ar fi bine să dăm cuvântul celorlalți participanți. Mă gândesc eu că așa se obișnuiește, în fine. Autorul o să aibă ultimul cuvânt, mai ales că primul cuvânt oricum l-a avut. Nu? Bine, mulțumesc, Andrei. Pentru că anul acesta la târg invitată este... Țara invitată este Israelul. Mi-am scos un citat dintr-un roman foarte bun al lui Amos Oz, Cutia neagră. Și acest citat introductiv sună așa. În ceea ce privește iudaismul, noțiunea de fericire e complet inexistentă și în Biblie. E complet inexistentă și în Biblie nu există măcar un cuvânt echivalent. Iudaismul nu cunoaște decât noțiunea de bucurie, bucurie efemeră, ca focul despre care Heraclit cel tenebros spunea că victoria lui este înfrângerea lui. Bucurie care conține în ea însăși contrariul care o și condiționează. Mi se pare că acest citat din Amos Oz se potrivește foarte bine și cărții Uimitoarea istorie a lui Șabataie Mesia, în care, într-adevăr, noțiunea de fericire nu există, sau nici măcar cuvântul, cred că nu e folosit, nu-mi dau seama. În schimb, bucurie există și sunt chiar niște scene memorabile care prezintă această bucurie, dar exact la fel, repede trecătoare, ca un foc care își conține și stingerea. În afară de asta, toate personajele sunt într-un fel exilate. Discuția de astăzi este puțin pusă sub numele de exil, sub umbrela exilului. Nici măcar nu toate personajele evrei sunt în exil, ci absolut toate celelalte personaje. De altfel, noțiunea de evreitate este depășită de aceea de om. Omul însuși este exilat în viața lui, în primul rând, și apoi vin celelalte determinări istorice sau de orice alt fel. Totuși, două vorbe pentru cei care cumva nu au citit romanul, ca să înțeleagă despre ce e vorba. Pentru că nu este un roman simplu. Este un roman de maturitate a lui Andrei Cornea, primul lui roman, debutul lui ca romancier, și toate calitățile lui anterioare s-au vărsat aici ca într-un fluviu. Este vorba, deci, de un dialog pe unul dintre planuri, dar să nu vă închipuiți că este un dialog ca în Platon, în care unul întreabă și celălalt răspunde și se caută aflarea adevărului, ci un dialog confruntare între două personaje bine determinate, bine conturate. Doctorul Achif, care este, nu știu cum se pronunță, Andrei Dönmeck, și Volterianul Spiros Filipidis, prietenul lui din tinerețe, un grec. Așadar, un evreu și un grec sunt partenerii de dialog. Doi oameni prieteni, nu numai odinioară, prieteni și în prezentul povestirii, care se întâlnesc în 1923-24, de fapt, în contextul în care se făcuse prin tratatul de la Lozan convenția, de fapt, pentru schimbul de populație,
urmau să plece din Grecia toți musulmani și respectiv să fie așa zis repatriați creștinii în Grecia. Și de aici deja începe relativitatea exilului. Ce înseamnă în fond repatriere? Căci acești oameni mai degrabă erau dislocați din locul unde se simțeau acasă. Așadar, noțiunile sunt foarte alunecoase. De fapt, în toată cartea, noțiunile acestea pe care noi le socotim solide, cum e credința, să zicem, ideea într-un salvator, într-un mântuitor, toate astea sunt lucruri care scapă, să spunem, de sub control și sunt foarte alunecoase și creează tot felul de situații. Așadar, avem acest dialog care ține de latura clasicistă a lui Andrei Cornea, cel care a tradus clasicii greci, cel care a tradus Platon. Și pe de altă parte, avem povestea barocă, care aș spune că ține de Andrei Cornea, comentatorul de artă, cel care iubește, din câte înțeleg, barocul în toate aspectele lui. Povestea de secol 17, care este povestea lui Șabatai Tzvi, povestea unui mesia în care oamenii au crezut, acești domnei provin din această zonă a credinței și care este într-adevăr uimitoare, care are fapte ieșite din comun și care dă scene memorabile. Mai avem o postfață în care Andrei Cornea, profesorul, a ținut să explice ce este adevăr și ce este ficțiune în cartea sa pentru cei interesați. Dacă vreți, însă, ca toți scriitorii care izbutesc în ceea ce scriu, lucrurile acestea îi scapă autorului de sub control și nu mai știi dacă de fapt adevărul cărții nu este mai adevărat decât adevărul istoric. Este ceea ce Vargas Llosa numea adevărul minciunilor. Până la urmă, minciunile, între ghilimele, par mai adevărate, cel puțin în acest roman, decât sunt poate faptele reale. Și cele mai izbutite pagini sunt cu aceste personaje care parțial sunt inventate, ale căror biografii sunt inventate. În afară de Șabatai Tzvi, care are o biografie pas cu pas, să zicem, verificabilă. Dar bineînțeles că și acolo apar nenumărate scene, cum este căsătoria cu Tora, o scenă memorabilă, care sunt tot așa în imaginația scriitorului. Mai avem în fine și un autor care intervine și care ne mai lămurește cu lucruri pe care poate n-am avea de unde să le știm. Ne mai ajută, ne mai dă un brânci, ne mai călăuzește. Un autor, după toate regulile naratologiei. V-am prezentat acest roman ca să îi înțelegeți construcția foarte complicată, dar vreau să vă spun că mie, de fapt, dincolo de toate acestea, mi-a plăcut probabil cel mai mult o melancolie de extraordinară calitate care scaldă romanul de la început și până la sfârșit și care dă un curs narațiunii asemenea unui fluviu care curge lent. Nu există grabă în acest roman. Este o atmosferă crepusculară, o atmosferă de blândețe, deși unele dintre fapte sigur că sunt
puse la limită. Există mult spirit ludic în acest roman, există mult umor în acest roman, care atenuează ceea ce spuneam, această melancolie. Autorul se joacă cu, deci nu autorul cu amare care e personaj, ci autorul care a scris cartea, se joacă cu, cu diverse convenții literare, cu, cu ideile. Există multă filozofie, dar și ea este, este oferită într-un mod foarte nu accesibil, ci nu este ceva greoi sau care să încurce narațiunea. Pe scurt, este un roman de maturitate care vă va familiariza cu, cu o istorie aparte, care însă, în mod miraculos, se transformă în ceva ce devine actual, ce trăim poate chiar și astăzi, în unele situații, și cu o problematică care nu ne poate lăsa indiferenți. Am să-l las pe colegul Răzvan Voncu să mai spună și el câte ceva, după care, dacă mai e timp intervin, dacă nu, oricum și autorul are multe de spus. Mulțumesc, Ioana. Subintitulat roman istoric, uimitoarea istoria lui Șabatai Mesia este un minunat exemplu despre ce poate literatura, despre cât de mult poate cuprinde și exprima o formă literară, romanul, din trecut, prezent și viitor. E un text palimpsest, în sensul că există un filon principal alcătuit de acest itinerariu al convorbirilor dintre Mehmet Akif și Spiros Filipidis, prietenul său grec. Există un subsol la care aceste convorbiri primit în permanență, care reconstituie istoria ereziei lui Șabatai Tzvi. Și există un supratext care proiectează semnificațiile subtextului pe un palier, să-i spunem, filozofic, în orice caz, moral și câteodată chiar și politic. Despre firul principal a vorbit deja Ioana Pârvulescu. În împrejurările încheierii primului război mondial, ale încheierii războiului dintre Grecia și Turcia, succesoarea Imperiului Otoman, au loc dureroase, dramatice schimburi de populații. La ora aceea se credea, în mod desigur eronat, că numai în acest mod se poate face pace, că numai statele naționale, în sensul pur etnice, pot oferi garanția păcii. Drept urmare, circa 2 milioane de greci din Asia Mică au fost strămutați în Grecia continentală, astfel încât cetăți antice grecești strălucite au rămas goale de cultura, de poporul care le-a creat, și de asemenea sute de mii de turci care se născuseră de sute de ani în Grecia continentală sau în insule, au fost la rândul lor strămutați în Imperiul Otoman sub pretextul revenirii într-o patrie care n-a fost niciodată patria lor. În acest vârtej de milioane de oameni care se mută de o parte și de alta a Bosforului, de o parte și de alta a Mării Egee, este prins și un grup aparte. Acești dânmeh, care sunt evrei, care în împrejurările ereziei lui Șabatai Tzvi din secolul al XVII-lea au ales să se convertească la islam, au devenit islamici, dar care, culmea, nu au fost niciodată considerați niște islamici adevărați, au fost ca și evrei creștinați din Spania, ca și marani, nu-mi place cuvântul maran, că știu ce înseamnă în spaniolă, ca și evrei creștinați din Spania au fost considerați ca iudaizanți, ca practicând pe ascuns iudaismul. Acești oameni care erau de
aproximativ două secole islamici care erau bine implantați în societatea otomană, care reprezentau motorul evoluției și modernizării Imperiului Otoman, al liberalizării și iluminismului, sunt deodată considerați de către greci ca reprezentanții ai Imperiului Otoman și deci demn de a fi strămutați în Imperiul Otoman, iar de către turci ca o minoritate suspectă pe care trebuie să o asimileze în numele purității și unității turcești. Pentru că detaliul pe care cartea lui Andrei Cornea îl surprinde chiar mai bine decât cercetările istorice este că acești evrei trecuți la islam, islamici de două secole, Dönmeh, trăiseră până atunci în comunități bine închegate, bine sudate. Acțiunea romanului se petrece în Salonic. Acolo era cel mai puternic grup al acestor Dönmeh. De asemenea, era o comunitate bine sudată și la Constantinopol și brusc, în urma transformării Imperiului Otoman în Turcia lui Atatürk, Turcia Republicană, democratică, vor fi nu numai strămutați, ci vor fi împrăștiați pe toată suprafața Imperiului Otoman ca să-și piardă structurile comunitare, să-și piardă mica lor identitate aparte, micul lor specific. În aceste împrejurări dramatice, cei doi prieteni, un grec creștin, evident, și un islamic din această comunitate, Dönmeh, fostă evreiască, stau de vorbă, pentru că grecul are și el propria sa opinie în legătură cu ceea ce se întâmplă în țara sa și în fostul Imperiu Otoman. La rândul său are o problemă în familie cu fiul, care, deși este crescut într-o familie foarte bună și primește o educație a umanismului liberal, devine anarhist comunist, devine sovietic, practic, și luptă pentru revoluția proletară, pentru victoria ei. Pe de altă parte, Mehmet Akif este consternat, este stupefiat, este confruntat cu o situație căreia nu știe cum să-i facă față mai bine și detaliul cheie este, în acest sens, chiar scena cu care începe romanul. Comunitatea de Dönmeh din Salonic avea o arhivă, avea o serie impresionantă de documente care păstrau memoria și a fenomenului sabadianismului și a ceea ce s-a întâmplat după aceea. Și Mehmet Akif, în calitate de lider al comunității, nu știe ce să facă, unde să se ducă. Se temea, evident, de împrăștierea arhivei și de pierderea memoriei și nu găsește altă soluție decât să se ducă la rabinul comunității evreiești din Salonic și să-i predea lui. De ce? Pentru că evreii sunt prin tradiție poporul cărții și păstrătorii memoriei. Singura soluție pe care o găsește Mehmet Akif la această dilemă, ce se întâmplă cu comunitatea sa, este întoarcerea la origini, întoarcerea la memoria vie pe care o reprezintă evreii. Subsolul cărții este la fel de spectaculos. Pentru că, spuneam, literatura are capacitatea de a înghiți foarte mult și fără să-și propună în chip explicit să facă asta, este un martor formidabil al istoriei și al prezentului. Cartea lui Andrei Cornea se confruntă cu o problemă destul de delicată. Pentru cititorul român, problematica sabadianismului, a curentelor mesianice care au agitat periodic lumea evreiască pe măsură ce se apropia modernitatea, întâmplările din comunitatea din Salonic în Imperiul Otoman sunt, să o spunem drept, chestiuni puțin cunoscute, marginale chiar ca interes. El reușește să facă roman din ele și asta este formidabil. Reușește să ne livreze o istorie autentică, exactă ca documentare, dar mai ales autentică, prin refacerea cadrului ideatic și a atmosferei de epocă, a acestei împrejurări dramatice din viața evreilor europeni, care a fost erezia sabatiană. Sabbatai Zvi s-a crezut Mesia. S-a crezut Mesia și pe fondul pogromurilor din Polonia, pe fondul crizei pe care acestea o induseseră în mentalul evreiesc,
a avut adepți, a găsit adepți. Filozoful Andrei Cornea, care este un raționalist cu măsură, își pune și problema esenței, identității ereziei. Ce este o erezie? Arată cât de subțire este, de fapt, granița între erezie și adevăr, cât de ușor putem fi înșelați, putem fi păcăliți și arată cât de relativă este poziționarea în epocă față de Șabatai Tzvi, față de Șabatai autoproclamat Mesia. Este o reușită extraordinară a romanului, care trebuie subliniată, apăsat. Faptul că face accesibilă pentru publicul român, pentru cititorul obișnuit, o istorie foarte complicată și foarte, foarte îndepărtată în fond de momentul actual. La fel de impresionantă mi se pare însă și cea de-a treia parte a cărții, cel de-al treilea nivel, care este nivelul premonitoriu. Pentru că, în fond, Mehmet Akif îi previne pe cei care rămân în Salonic, evrei și creștini deopotrivă, că ei urmează la rând. Că șirurile de Dönmech, care și au boccelele în spinare, prefigurează alte șiruri de evrei și poate chiar și de neevrei, care vor face același lucru puțin mai încolo. Este o premoniție tragică, este o premoniție înspăimântătoare, pentru că s-a adeverit și pentru că dacă s-a adeverit odată, probabil că se poate adeveri, din păcate, și altă dată, de mai multe ori. De asemenea, mi se pare uluitor un alt aspect. Problematica aceasta a islamicilor foști evrei Dönmech este foarte complicată. Ei erau islamici, dar nu erau considerați islamici de către ceilalți islamici. Noi știm astăzi că islamul este o religie care s-a răspândit prin propagandă și prin cucerire. Că nucleul inițial arab a fost foarte, foarte mic. Există foarte puțini islamici care sunt urmașii primei comunități care se constituie în jurul lui Mahomed. Prin urmare, este un paradox dramatic că o comunitate culturală, spirituală și religioasă, islamul nu este numai o religie, este mai mult decât o religie, făcută prin aglutinare, să refuze altora, tocmai evreilor, dreptul de a fi și ei islamici. Imediat. Este o chestie formidabilă pentru că arată că evreii sunt vânați oriunde. Că nu li se dă nicio șansă. Acești Dönmech, să știți că au fost și sunt oaia neagră a Turciei. Atatürk a fost suspectat că este Dönmech și că a produs această iluminare și democratizare a Turciei, pentru că nu este un turc și un islamic adevărat, ci este un evreu sub acoperire. Astăzi Dönmech sunt din nou țapul ispășitor al lui Erdoğan, al noii politici de islamizare a Turciei. Presa turcă, din câte am putut vedea în traducerile în limba engleză de pe site-urile internaționale, este plină de teorii ale conspirației că acești Dönmech malefici, care nici nu mai există, că au fost pulverizați pe uriașa suprafața a Turciei, sunt la originea tentativelor de dezislamizare, de democratizare, de europenizare a Turciei, ceea ce este de-a dreptul aberant. Romanul este formidabil și prin acest avertisment pe care cu moderația, cu discreția, cu cumpătarea gânditorului Andrei Cornea ni-l adresează, să fim atenți la gesturile noastre, la cuvintele noastre, la ceea ce facem și rostim, pentru că, din păcate, nimic nu este ceea ce pare a fi. Am scris despre carte, m-am bucurat enorm să o citesc, am devorat-o pur și simplu. Știam că Andrei Cornea este un prozator, deși înclin să cred că încă filozofia ocupă locul principal în inima sa, filozofia, traducerile clasice, cultura antică. E un prozator, probabil că va mai scrie și alte romane și povestiri. E o carte care își păstrează actualitatea și pe care oricine o poate citi, indiferent cât de mult sau de puțin cunoaște despre
despre referentul ei istoric. E o carte de folos, o carte care se citește cu plăcere, dar și cu folos. Ceea ce în lumea de azi este foarte, foarte rar. Un lucru aș mai vrea să adaug la această foarte substanțială prezentare a lui Răzvan Vâncu. Nimic în această carte nu este tezist, nu este militant. Absolut fiecare frază e privită din două părți. De pildă, povestea cu numele, care în fond e un leitmotiv în toată istoria literaturii. Dacă numele conține destin sau nu conține destin. Avem absolut ambele laturi dezbătute și în discuții teoretice dintre cei doi care spun, n-ai spus tu că numele e esența omului și celălalt spune da sau nu, dar și prin destinul personajelor și prin destinul probabil celui mai izbutit personaj din carte, cel puțin după părerea mea, care este Sara, în fond Sara, Maria, Fatima și atât, dar de ajuns. Da. Așadar, e foarte frumos faptul că nu ni se servesc lecții, nu suntem îndoctrinați, nu suntem îndemnați să credem într-un anumit fel, ni se permite și nouă să luăm parte la discuția dintre cei doi prieteni în gând, fiecare dintre cititori, și să ne formăm propria opinie. Asta este minunat. Mulțumesc, dați-mi voie să mulțumesc prietenilor mei, Ioanei și lui Răzvan, pentru ceea ce au spus și pentru ceea ce au scris de altminteri în alte locuri, evident. Ioanei Pârvulescu aș vrea să-i mulțumesc chiar încă o dată, fiindcă, da, și dumneavoastră trebuie să-i mulțumiți, eu pentru că mi-a dat o serie de sfaturi în carte era încă pe șantier, iar dumneavoastră, pentru că grație ei ați scăpat de vreo 40-50 de pagini, zice ea, indigeste, cam indigeste, cu multă cabală pe acolo, cu multe teorii, prea multe teorii, și cartea s-a mai ușurat, a devenit mai aerisită. Da. Și acum plâng după capitolele alea, dar de fapt probabil că a avut dreptate, pentru că există o logică. Există, e adevărat, există o logică a romanului, nu? A narațiunii, care până la urmă nu e aceeași ca logica eseului filozofic sau nu mai vorbesc tratatul. Acum, ce pot să vă spun? A fost într-adevăr o experiență curioasă pentru mine, fiindcă cu doi ani înainte de a o scrie, nici prin cap nu-mi trecea cam să scriu un roman. Într-adevăr, poate că eram un prozator, dar eram ca Monsieur Jourdain, adică, e adevărat, dar nu mă gândeam sub acoperire. Da. În timp ce acum mi se pare foarte normal. Adevărul e că am plecat în mod așa, foarte pedestru la treaba asta. Pur și simplu, personajul sigur mă fascina chestiunea credinței, cum a amintit și Răzvan, chestiunea asta, dacă în fond ce e erezia, care e distanța dintre erezie și ortodoxie, să-i spunem așa. Cum e posibil ca un om cu un cap, cu creier, nu tâmpit, să creadă în pofida tuturor evidențelor. Aici sigur că ceea ce s-a întâmplat cu intelectualii comuniști a avut o anumită importanță. Deci cum poți să crezi cum poți să ai o credință atunci când totul se prăbușește, aparent. Uite că poți. Credința n-are nevoie dovezi de argumente raționale, ci invers. Ea
sau argumentele raționale, de fapt, sunt o acoperire legitimantă, dar nu o susțin cu adevărat. Bun, deci pornind de aici, m-am gândit întâi pur și simplu să scriu o mică istorie popularizatoare, ca să spunem așa, a acestui personaj, pentru că au scris alții mult mai multe lucruri tehnice și foarte savante. În primul rând, marele savant a fost Gershom Scholem, dar și alții după el, inclusiv istoria comunității D&B, asta despre care am vorbit, a fost și ea oarecum scrisă. Mă rog, nu ce s-a întâmplat după mutarea, sau mult timp după mutarea în Turcia, dar în faza asta mai vechi. Aici aș vrea să fac totuși o mică observație. Nu e o critică la ce a spus Răzvan, o notă. Trebuie spus că acești D&B au avut de la început o atitudine ambiguă. Ei erau exterior musulmani, respectau ritualurile musulmane, dar în ascunsul caselor lor practicau niște ritualuri evreiești. Nu știu dacă s-a înțeles suficient. Niște ritualuri evreiești stranii de altminteri, care nu corespundeau nici cu ritualurile evreiești ortodoxe, rabinice, dar erau totuși ceva care nu erau nici, n-aveau nimic de a face și cu islam. De fapt, erau... nu îl încălcau în mod efectiv, nu era prea clar de fapt ce încălcau și ce nu încălcau, aparent încălcau totuși ceva. În orice caz, cât timp a existat Imperiul Otoman, înainte mai ales de Revoluția Junilor Turci, când a fost 1908 parcă, n-au fost deranjați, au fost lăsați în pace, nimănui nu-i păsa ce fac ei în casele lor. Și aveau propria lor formă comunitară, mai ales într-adevăr în Tesalonic. Lucrurile s-au schimbat în momentul când a venit modernizarea republicană și când din toate părțile, într-adevăr, cum a spus și el, mi se reproșa ceva. Turcii le reproșau că sunt evrei, evreii le reproșau că sunt eretici, iar grecii că sunt turci. Și în felul ăsta erau niște fericiți care nu mai aveau, niște nefericiți, vreau să spun, care nu mai aveau loc de căie. Și rezultatele au fost sumbre. Acum ce putem să spunem, ce aș putea să mai spun, sigur nu mă apuc să povestesc cartea, dar totuși un detaliu trebuie spus aici pentru cei care n-au citit-o sau nu cunosc istoria asta, este că liderul lor, de Șabatai Tsevi, un rabin din Smirna, Izmirul de astăzi, la un moment dat, așa cum s-a spus, a proclamat Mesia, a fost aclamat de o mare mulțime, chiar un număr impresionant, poate sute de mii de evrei din tot cuprinsul Imperiului Otoman, dar și din țări europene, până și din Moldova, se pare, au aderat la această, mă rog, să spunem, la acest mesianism, sigur, alții nu, dar o mare parte da, care a avut, se pare, și un conținut, cum se spunea pe vremuri, a avut și conținut de clasă, așa cum se spunea la lecțiile de marxism, adică mulți oameni simpli, femei care erau în general, aveau o condiție inferioară în iudaismul rabinic, au aderat la această mișcare care a apărut liberatoare, a avut un conținut liberator și salvator, bineînțeles, ca orice mesianism. În final, nu se știe de fapt nu se știe de ce, aici eu am inventat niște lucruri, niște idei, dar fapt este că turcii au fost multă vreme destul de toleranți, multă vreme, adică un an și ceva, au fost destul de toleranți. Ei care altminteri erau extrem de violenți și reprimau cu foarte multă duritate toate mișcările.
În final, totuși, l-au obligat pe Șabatai, l-au pus în fața alternativei, moartea sau convertirea, dar moartea însemna, se pare, și represiune, o represiune violentă asupra tuturor liderilor și, mă rog, celor care se convertise, mă rog, nu era numai moartea unuia. În fine, Șabatai se convertește, asta e. Ar putea să însemne, bineînțeles, ar fi putut să însemne, gata, s-a încheiat, s-a convertit, Mesia s-a făcut musulman, poc, s-a oprit. E bine, nu s-a oprit. Asta e tocmai lucru uimitor despre care vorbesc. Lucru uimitor este că erezia a continuat într-o mare parte și au continuat să existe sabateeni, mai mult sau mai puțin ascunși, în diverse părți și a continuat această mișcare, găsind explicații pentru ascunderea sub o altă religie, explicații cabalistice, explicații filozofice și așa mai departe. Bun, n-aș vrea să lungesc prea mult acum discuția, mi-e teamă că Ioana trebuie să plece. Vă mulțumesc încă o dată și cine vă va cumpăra, sper să nu se plictisească. Mulțumesc!